Salutare, am revenit cu un nou video, ceva unboxing. Am început să-și fac unboxing-ul pe drum, așa bine l-am împachetat. Vreau să vă mai arăt și niște jocuri care poate le cam treceți cu vederea, dar au ceva valoare dacă dați o geană pe eBay. Și dacă vorbesc mai ciudat, să știți că na, ceva probleme la mufarină și care trebuie să le rezolv. Deci probabil așa voi vorbi în următoarea perioadă de timp. Da, asta e. În faza ei nu prea mai fost la OSER. Banii o trebuie să-i redirecționez în alte părți. Dar am mai pescuit una alta de pe Vinted. Ia să vă arăt pescuiala, așa mai subțire. Încep cu astea. Nu sunt cine știe ce jocuri, dar am luat așa Borderlands, The Handsome Collection. Am verificat când le-am cumpărat să fie în engleză. Uncharted și ăsta m-a interesat cel mai mult, Need for Speed Pro Street pentru Nintendo Wii, complet cu manual. Sper că și discul e ok, acceptabil, ceva zgârieturi, dar e ok. Astea au fost cred că 75 de lei. Da, s-a cam meritat. Ăsta era pus la 10 lei, dar nu se merita să-l cumpăr numai ăsta singur, ci mai avea și astea două. Așa. Ia să vă arăt și celelalte jocuri. Ideea cu ele e că, ca să le prezint pe acestea, să vă arăt și jocurile din coletul următor, un colet primit de la Dozboi Aidan, căruia îi mulțumesc pentru jocuri. Sunt niște jocuri promoționale. Astea, dacă le-ați mai văzut, eu zic să nu le lăsați, că unele dintre ele sunt destul de scumpe. Acestea două sunt cam 150 de lei fiecare, dacă vă uitați pe eBay. Ăsta e cam cel mai scump, dar numai dacă e cu manual. L-am văzut la 1400 de lei, nu știu cine o să-l cumpere, dar na, varianta de PS3. Și ăsta le-ați mai văzut, încă e pus invers. Și ăsta e destul de scump, cam 150 de lei, cel mai mic preț. Și saboteorul ăsta, care efectiv nu am găsit pe nicăieri să zic cam cât ar costa. Și mai aveam un joc, dar cred că nu l-am pus aici. Era aici. Așa. Ăsta e cam 30-40 de lei. Na, ideea e, dacă vedeți jocuri de genul, eu zic să nu le lăsați acolo. Și cu jocurile astea vreau să ajung și la coletul lui Aidan, căruia îi mulțumesc din nou. Mi-a trimis două jocuri din colecția lui personală. Nu se desfac să nu stric plicul. Două jocuri tot așa promoționale. De fapt, jocuri pe care el a la care el a făcut review-uri. Când
lucra la revista Nivelul 2. Așa, un... nu se văd în video. FIFA 18. Cam așa arată discurile astea promoționale de Xbox One. Pentru Xbox One chiar nu am. Chiar îmi pare foarte bine că mi le-a trimis discurile astea. Chiar super. Mai am bundle copy-uri, dar alea știți și voi că se dau cu consolele. Și astea chiar sunt foarte faine. Mulțumesc încă o dată că și-o rupt o parte din colecție pentru mine. Da, astea ar fi jocurile. Mersi, Aidan. Cam ăsta a fost video. Nu știu când o să mai revin cu un video nou, dar o să încerc. Oricum mai am videouri needitate sau care nu au fost postate. Da, vedem cum să rezolvă problemele în timp. Cam ăsta a fost haulul de jocuri, jocurile promoționale. Mersi încă o dată de vizionare și ne vedem în curând cu noi videouri. Salut!